Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Teo Roz, 25 de ani, a dezvăluit în podcastul La Mijloc detalii din relația sa cu Angel Damian, 31 de ani. Antrenoarea de la Vocea României a povestit cum a mers regizorul la ea acasă, după ce abia se cunoscuseră pe platourile serialului Clanul. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care ambii aveau câte un partener de viață. Antrenoarea de la Vocea României era împreună de 5 ani cu Alex Leonte, iar regizorul se iubea, de 8 ani, cu Lia Bugner, scenarista serialului Clanul. După aproximativ 3 luni de când și-au recunoscut public povestea de iubire, Teo Roz a dezvăluit cum se poartă Angel Damian cu ea, pe platourile de la serial. Teo Roz mai povestit că în primele zile de filmare pentru noul serial de la ProTV, Angel Damian a fost atât de amabil, încât a mers la ea acasă, să-i explice scenariul. Actrița a fost extrem de încântată de felul în care a ajutat-o, atunci, tânărul regizor. Interesant este că totul s-a întâmplat la filmările primelor episoade. Oare acela a fost momentul în care cei doi s-au îndrăgostit? Greu de răspuns, deoarece amândoi sunt foarte secretoși când vine vorba de intimitatea cuplului. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.